cât de periculoase sunt astfel de reacții adverse, precum cele descoperite în acest lot? Da? Vorbim aici de tromboze, cum ați spus și dumneavoastră, practic de cheaguri de sânge, da? La persoanele imunizate. Cât de periculoase sunt aceste efecte adverse? Depinde unde se poziționează aceste cheaguri de sânge. Dacă discutăm de poziționarea lor la nivelul membrelor inferioare, sigur că nu reprezintă un risc major pentru sănătate, însă ele trebuie identificate și impuse măsurile de tratament anticoagulant menite să dizolve aceste cheaguri de sânge. Dacă discutăm de poziționarea lor în circulația pulmonară, de această dată discutăm de un accident care poate pune viața în pericol, e vorba de embolia pulmonară, care, dacă nu este identificată la timp, poate fi mortală. Însă, încă o dată, trebuie precizat acest lucru, până la momentul în care nu vom stabili cu exactitate circumstanțele în care au apărut aceste tromboze la acești pacienți, nu cred că trebuie să ne panicăm. Trombozele de acest gen apar oriunde în lume. Este clar că în momentul în care vaccinezi o masă largă de populație, la un moment dat, unii vor putea avea anumite modificări care nu sunt neapărat determinate de vaccin. Vă amintiți, la începutul vaccinării s-au raportat anumite decese în anumite țări la persoanele vârstnice care au fost vaccinate. Este clar că dacă vaccinezi 10 vârstnici, e posibil să nu ai niciun deces înregistrat, dar dacă vaccinezi, nu știu, 5 milioane de vârstnici, este posibil ca unii dintre ei, în mod natural sau de altă cauză, să aibă anumite reacții adverse care să nu fie neapărat datorate vaccinului și să fie atribuite, dacă vreți, într-un mod exagerat vaccinării. Înțeleg că avem un caz în România cu un domn care a suferit un stop cardiorespirator a doua zi după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca. E o posibilitate, o reacție adversă? Ea este investigată. Este vorba de un pacient care a făcut un infarct miocardic după vaccinare. Din nou, gândiți-vă că toate aceste reacții care le clasificăm ca reacții adverse, ele pot să apară independent de vaccinare, însă având atât de multe persoane vaccinate, în România în fiecare zi fac infarct foarte mulți oameni. Așa am putea, de exemplu, dacă mâncăm ceva, să considerăm o corelație cu alimentul din ziua respectivă. Va trebui să așteptăm datele de laborator, datele care sunt furnizate de către Institutul Medicină Legală sau cei de la medicină legală care efectuează necropsiile acestor pacienți, să vedem dacă există o cauzalitate între aceste cazuri. Gândiți-vă că acel pacient putea să aibă o boală aterosclerotică coronariană de lungă durată de care nu știa și sigur că a survenit această complicație în imediata apropiere a vaccinării. Însă, întotdeauna, populația trebuie să privească la numărul foarte mare de pacienți imunizați. Discutăm de milioane de oameni care au primit dozele acestea de vaccin. Numărul de reacții adverse a fost extrem de mic. Au fost reacții adverse de intensitate mică, reacții adverse în mare parte locale la locul de injectare și care s-au remis fără niciun fel de tratament.